Au fost momente inedite în Casa Iubirii. Toate fetele și toți băieții din emisiune au izbucnit în aplauze când Ștefan și Aleina au spart gheața și s-au sărutat în fața tuturor. Ștefan și Aleina timp tot mai mult să formeze un cuplu în Casa Iubirii, emisiunea incendiară găzduită de Canal de. După ce Ștefan i-a furat un pupic Aleinei în camera roșie zilele trecute, acum cei doi au făcut un pas mai departe. Ștefan și-a luat inima ti și a venit în viteză în camera fetelor, unde Aleina era suspusă unui interogatoriu de Andreea Mantea. Cei doi nu au mai stat pe gânduri și s-au sărutat la lumina zilei, în vederea tuturor. Ștefan alergă într-un suflet să o sărute pe Aleina. Ce s-a întâmplat în camera roșie, că nu a fost nici de comun acord, nici furt, a întrebat-o pe Aleina, moderatoarea emisiunii, Aleina s-a apărat, i-am spus că nu vreau să grăbesc lucrurile. Concurenta a precizat că a fost întrebată de Ștefan dacă vrea să o sărute, dar ea s-a eschivat. Atât i-a trebuit lui Ștefan să audă și a cerut permisiunea să fugă în camera fetelor. Ștefan vrea să remedieze problema și își face intrarea în aplauzele fetelor. Dacă toți ți-ai dorit, am venit, a spus concurentul. Ștefan procedează ca la carte, o întreabă pe Aleina ca și cum ar invita-o la dans. Se poate au urmat momente pline de iubire și de emoție. Bravo, Ștefan, strigă concurenții din casa băieților. Stai puțin că tremur, spune Ștefan. Primul cuplu din Casa Iubirii, sezonul 3 Cine sunt Aleina și Ștefan? Aleina are 23 de ani și este din Botoșani. Ea aspiră să devină fotograf și iubește să imortalizeze momente unice, pasionată de artele vizuale, în special de pictură. Aleina știe exact cum arată portretul băiatului ideal, încrezător, prietenos, respectuos și capabil să discute orice în casa iubirii. Își dorește să găsească nu doar portretul, ci și persoana potrivită pentru viața sa. Ștefan sau mustață cum l-au botezat prietenii, are 22 de ani, vine din Bragadiru.